discutăm în această dimineață cu o reprezentantă tot ce înseamnă frumos. O moldoveancă ce a știut să-i facă și pe cei din toată lumea să se îndrăgostească de creația ei. Cătălina Sândulescu este alături de noi în această dimineață. Salutare, bine ai venit! Salut, bună dimineața! Ar trebui să-ți spun bom dia cumva, bom pentru dia. Că revii din Portugalia. Din Portugalia, da. Cum ți se pare acasă acum că ai revenit? Cum e? Foarte bine, adică... Te simți bine? Da. Așa, am părinții aici și nu numai. A, deci familia jumătatea mea aici, da. Jumătatea e tot aici. Da. E, asta înseamnă că motivele sunt cu duiumul pentru a reveni acasă. Vreau să discutăm despre artă, despre ceea ce faci și cum e să te afirmi în Lisabona, pentru că Portugalia este o țară plină de contraste, dar și foarte bogată din punct de vedere cultural. Ce ai avut tu deosebit astfel încât să-i faci pe ei să-ți expună lucrările la vernisaje și expoziții? Portugalia are o piață artistică foarte specifică, adică e cam greu să te afirmi. Așa. Adică cum am făcut eu. Eu mai întâi am făcut lucrări și după asta le-am propus. Adică n-am venit cu portofoliu să le arăt, să le propun lucrările mele, dacă ar fi posibil să fac pe viitor o expoziție, însă am făcut invers. Am făcut proiectul și l-am propus. Și așa... Frumos! Deci ai mers cu tema pentru acasă gata făcută. Da, am fost concret. Foarte bine și ai reușit acest lucru. Discutam cu Cătălina despre faptul că încă din 2013 numele ei era sonor aici în Republica Moldova pentru expozițiile ei din Lisabona. Tu ai făcut și o facultate specifică, Științele Artei și Patrimoniu. Am început în muzeologie, adică Științele Artelor și Patrimoniul și am început să mă ocup cu sculptura accidentală, adică... Stai, cum adică accidentală? Ai dat peste o bucată de argilă? Am făcut aici la Chișinău, am făcut 5 ani liceul Igor Vieru. Așa. După care, când am început studiile la Lisabona, am zis să încerc ceva diferit, adică să mă dezvolt. Bun, și ți-a reușit acest și lucru. Am aplicat la muzeologie din start, însă îmi lipsea mult lucrul manual și am început să fac careva discipline pe alături, adică și am început să fac lucrări în gips, în gips, adică. Și la început erau foarte rele. Ce înseamnă rele? Știi, noi și acum privim anumite picturi semnate de Picasso, de Michelangelo și zicem că e floare la ureche, dar ele de fapt costă milioane la licitații. Da, da, însă după asta, deși nu mi-e și din start, am zis să insist, că eu sunt cam încăpățânată la mine, sensibilă, da. Și am încercat și ceramică și la ceramică încă și mai greu era, pentru că la început lucrările mi-a explodat un cuptor. Wow! Da. De acolo e foarte complicat, trebuie să ții cont de parametrii tare mulți. Totuși, unde te regăsești tu cel mai mult? Pentru că tu faci lucrări absolut superbe și în pictură, în acuarelă, dar și în ceramică, în lut. Adică eu fac de toate, însă fac pe etape. Adică acum, ultimii 2 ani m-am dedicat mai mult ceramică, ceramice și după asta pot să mă mut și la altceva. Adică eu sunt specializată în sculptură în fier. În fier? Da, am și certificat de sudor. Mama mie, deci asta chiar nu știam, am aflat în această dimineață. Și îți place? Nu e o treabă mai masculină toată chestia asta, sculptatul în fier? Da, eram unica acolo la curs, însă... A, erai unica? Da, fată. Și băieții cum abordau această prezență feminină în grupă? Era ok, adică... Era specială. Bă, și ai venit acasă, intenționezi să continui lucru cu sculptura sau faci o pauză, îți iei un an academ, de exemplu? Nu, acum urmează să facem o lucrare împreună cu mămica și cu surioara mea, care sunt pictorițe și ele. Așa, da. Deci și, la voi e genetic. Da, vine totul de la mămica. Ia uite ce frumos. Da. Și mămicii plac coralii, pentru că eu am înțeles că ai o pasiune aparte pentru acest gen de artă. O să sunt iubitoare de apă. Vreau să ne povestești mai multe detalii despre aceste lucrări. Care e povestea cu coralii? Ai fost într-o expediție, într-o aventură? Nu,
adică trebuiam să mă axez pe ceva de la început și vreau să aleg ceva care o să mă identific pe tot parcursul carierei mele, adică. Și înțelegeam că nu vreau ceva academic, nu vreau artă figurativă, nu vreau busturi. Și, adică, iarăși a fost întâmplătoare. Eram pe plajă și am văzut o plantă. Wow! Adusă de valuri pe nisip. Și te-ai inspirat. Da, era foarte... Eu îți admir acum creațiile din toate domeniile pe care ai reușit să le îmbrățișezi și îmi dau seama că tu pui foarte mult suflet în ceea ce faci. Spuneai tu că nu-ți place arta asta figurativă. Tu, într-adevăr, dai frâu liber emoțiilor, fanteziei. Da, am foarte multă libertate. Dar nu e riscantă treaba asta, Cătălina? Da. Mie îmi place. Deci adrenalina cumva îți sporește din talent. Îmi plac obstacolele, da. O să ne oprim un pic la coral, pentru că mai mulți experți în tot ce înseamnă cultură, pictură, susțin că Marea Barieră de Coral este o sursă foarte inspirațională pentru mulți artiști plastici, pentru pictori, dar e foarte dificil să redai frumusețea coralilor. De ce e atât de greu? Pentru că sunt niște nuanțe, niște forme nouă, oamenilor care nu suntem din domeniu, nu ne-ar părea atât de complicat. Ce e acolo mai delicat? În primul rând, trebuie să știm să mixăm bine și atât argila cât și culorile. Eu încerc să... și trebuie să ne gândim și la partea tehnică, adică după asta să fie transportabile, pentru că mulți nu cumpără Lucrările numai din motivul că pot fi fragile și eu încerc să le fac, adică partea mai fragilă okay. În interior. Da, noi avem în portughezii au multe cuvinte identice, însă pun altfel accent și eu am chestii. Bine, limba portugheză e și foarte deosebită, da. E departe de cea spaniolă pentru cei care consideră că mergi în Portugalia și dacă ai privit serialele te ajută foarte mult, sunt lucruri diferite. Apropo de partea asta lingvistică, cât de ușor te-ai acomodat la accentul lor, la modul lor de exprimare? Ei sunt și foarte pasionale așa în discuții, nu, sau nu? Portughezii sunt foarte diferiți de spanioli. Așa? Spaniolii sunt mai înflăcărați așa. Da. Portughezii mai calmi. Foarte calmi, da. Și foarte, eu de asta și m-am adaptat acolo. Eu foarte greu mă adaptez la... Nu, și arta. Văd că arta ta este multinațională, e internațională. Ce îți spun prietenii din Portugalia? Că uite, ai revenit acum acasă, când revii, le e dor de tine, sau nici măcar tu nu știi care sunt planurile lui Dumnezeu cu tine pe aici? Adică, eu știu ce planuri am. Așa? Eu pot să-mi fac lucruri și la distanță. Adică, avem în plan atât și eu cât și surioara mea, Nicoleta Sandulescu, să expunem lucrări pe parcursul anului. Aici? Care vine, nu aici, în Lisabona. Așa. Adică pot să fac lucrările și aici și să le transport. Da. Cât de bine este că avem partea asta logistică bine pusă la punct, dar nu-ți faci griji pe timpul zborului pentru lucrările tale? Că ajung în dacă siguranță? Dacă vor fi bine împachetate. Asta tot e o treabă foarte migăloasă. Cum v-am mai spus, eu nu mă tem de... Nu mi-e frică de obstacole, așa că... Asta noi deja am înțeles. Dorința asta ta de a te afirma și... Pe mine mă bucură tare mult că ai venit acasă, dar încerc să privesc lucrurile din perspectiva artistică și aici apare dilema. Nu e mai complicat aici să găsești materia primă pentru lucrări, nu știu, o piață de desfacere, sau aici, din contra, e mai ușor pentru aceste cuptoare, argilă? Până când aș spune că e complicat, dar așa, am prieteni bune care mă ajută cumva să găsesc și cuptor și materie primă și spațiu. Adică acum am revenit recent și... Încă mai tatonezi terenul pe aici. Da. Oricum, eu cred că dacă o să explodeze vreo 2-3 lucrări în cuptor, nu o să fie bai, o să fie o capodoperă așa mai explozivă, dar aici, în Republica Moldova, cultura asta a ceramicii este cumva poziționată pe lucruri fixe, pe anumite platouri, farfurii, da? Tu vii cu know-how. Te-ai gândit să inițiezi și niște traininguri, niște masterclass-uri pentru cei care și-ar dori să îmbrățișeze din această pasiune a ta? Da, desigur. Acum încerc să-mi găsesc un spațiu aici, chiar
în Chișinău. Așa. Și neapărat. Să faci un atelier, da. Să înveți cu și pe ceilalți. Drag, îmi place să învăț pe ceilalți. Da, apropo, cât timp durează elaborarea unei lucrări în ceramică? Nu durează atât de mult. E mai dificil dacă nu ai cuptor. Deci cuptorul este practic cel mai important. Cuptorul este esențial, da. Da, hai să presupunem că există un cuptor minune. E cuptorul pe care ți-l dorești tu cel mai mult. Schița, conceptul plus prelucrarea, cât timp ți-ar lua? Sau hai să eu simplificăm. O să răspund cu cum spunea profesorul meu de la facultate, că dacă o închidem pe Cătălina pe weekend într-o sală de ceramică, ea umple tot într-un weekend. Pentru că mie îmi place să materializez ideile. Adică dacă am posibilitatea, lucrez non-stop. Foarte bine! Noi ținem pumnii și sincer îți mulțumim tare frumos că ai reușit să ajungi în această dimineață alături de noi, să vadă și cei de acasă ce tinere frumoase și talentate avem. Mulțumesc. Mult succes și te așteptăm cu expoziții, vernisaje, nu doar în Lisabona, dar adu și cei frumos aici pentru publicul de acasă. Așadar, ne bucurăm tare mult că avem în Republica Moldova tineri mega talentați, cu idei din know-how, care cu siguranță vor lăsa niște masterpiece în istorie despre care vor discuta și generațiile viitoare.